Artiștii din România dau modestia la o parte atunci când vine vorba de tariful pentru programul muzical pe care îi desfășoară la evenimente. Prețul pe care îl cer interpreții diferă de timpul pe care îl alocă fiecarei petreceri, însă trebuie să știți că pornește de la câteva mii de euro. Ei bine, Maria Constantin se numără printre cele mai solicitate cântărețe în rândul celor care iubesc muzica populară, astfel că aceasta s-a asigurat ca tariful ei să nu fie sub nivelul pieței. Fie că este vorba de un eveniment privat sau un concert de sărbători, solista încasează sume considerabile, iar majoritatea românilor nu își permit să scoată atâția bani din buzunar. Cu toate acestea, fanii sunt mulțumiți de prestațiile ei, dat fiind faptul că este din ce în ce mai căutată pentru evenimente importante. Așadar, dacă vrei să-ți cânte Maria Constantin la petrecerea pe care o organizezi, va trebui să plătești 1500 de euro doar pentru o singură oră de cântat. Solista a dat dovadă că se poate plia pe orice gen muzical, așa că nu impune vreo regulă în acest sens și nici nu cere bani în plus. Maria Constantin cere 8.000 de euro pentru a-ți cânta toată noaptea, în schimb, tariful ei diferă în funcție de numărul de membri ai formației. Chiar dacă cere 1.500 de euro pe oră, lucrurile se schimbă atunci când este acompaniată de colegii ei. În acest caz, prețul crește până la 8.000 de euro pentru a cânta o noapte întreagă. Sumele pe care le-a stabilit cântăreața nu sunt printre cele mai mari. De exemplu, Vlăduța Lupău are un tarif de 10.000 de euro pentru a cânta toată noaptea, iar pentru câteva ore, artista încasează 5.000 de euro.